Bună! Pentru asta m-am gândit să facem împreună un clip de tipul First Impressions. Asta referitor la fondul acesta de ten. Este un fond de ten de la Catrice, recent apărut, care se numește Made to Stay Makeup. Este un fond de ten, din ce spun ei, waterproof, de lungă durată, cu o textură mătăsoasă, lichidă, care în principiu ar trebui să aibă o acoperire mare. De asemenea, mai spun ei despre această formulă care fiind îmbogățită cu antioxidanți. Am ales pe acesta, nu am mai avut, cred că până acum, niciun fond de ten cu aspect mat, pentru că, în general, da, eu mă duc mai mult spre acelea cu un aspect dewy, care să-ți lase așa această strălucire sănătoasă despre care vă mai vorbeam eu. În momentul în care l-am cumpărat, m-am gândit că îl voi folosi, de fapt, în amestec cu un iluminator lichid, pentru a-i da totuși un pic de strălucire, adică iluminatorul să vină cu acel aspect strălucitor, iar fondul de ten să vină cu acest aspect mat. Nu știu exact cum va ieși, însă pentru astăzi este și prima oară când îl folosesc și vreau să văd exact cum se comportă el în de sine stătător, cum ar veni. Și ulterior, pe parcurs, voi vedea dacă îl voi mai amesteca și cu alte produse. Eu deja mi-am regăsat un machiaj așa simplu al ochilor, pentru că după ce termin de aplicat fondul de ten, am treabă, plec și ne mai revedem diseară când mă întorc acasă, pentru că vreau să vă vorbesc despre felul în care am văzut și am observat eu pe parcursul zilei că se comportă el pe ten. Nu voi mai sta mult la discuții, voi începe în timp ce vă mai povestesc să-l aplic. El are pompiță, stați să se vadă, ce lichid este, nu mă așteptam sincer, nu știu cât de cred că este cel mai lichid fond de ten pe care l-am avut. Asta pentru că, de fapt, eu zic că nu mă așteptam să fie atât de lichid, pentru că, nu știu, am avut impresia când am văzut că se spune despre că avea o acoperire mare. Nu știu de ce în mintea mea am asociat și cu o textură mai densă, ceva mai consistent. Dar se pare că nu. Până la urmă nu cred că este neapărat o regulă, dacă are acoperire bună să fie și foarte dens. În fine, nici nu contează prea tare. Important este să vedem cum se comportă, să mă ajute o oglindă. Îmi place, în general, să aplic fondul de ten din centru către margini. Mi se pare că în felul acesta reușesc să acopăr mai bine. Evident că l-aplic tot cu un burețel, asta pentru că mi se pare că obține aspectul cel mai natural cu ajutorul burețelului. Din câte știu, pentru o acoperire și mai mare ar trebui folosit o pensulă. Dar, așa cum vă spuneam, nu alerg după o acoperire extrem de mare. Mi se pare important lucrul acesta de făcut în cazul unor ședințe foto, unor astfel de lucruri, dar așa, pentru machiajul de zi cu zi, nu consider că trebuie îngropat în machiaj, tenul, la el mă refer. Îmi place cum se vede în momentul acesta și pot să spun că deocamdată nu mi se pare extrem de mat, probabil că va mai dura un pic până va căpăta acest aspect. Deocamdată, pentru mine arată ideal în momentul de față, pentru că are așa un pic de strălucire, dar cred că se va matifia, să zicem, în câteva minute. Ce să zic, îmi place așa la prima vedere, îmi place cum îl simt pe ten. Într-adevăr, este foarte, foarte ușor, nu-l simți deloc, nu simți tenul încărcat, nu are acel efect de mască, probabil asta ajută și, de fapt, acest rezultat este ajutat și faptul că are această consistență fluidă. Și vreau să verific este altceva, și anume mirosul. Pentru că am mai văzut niște review-uri la acest fond de ten și am văzut că ziceau că nu le-ar plăcea mirosul. Chiar sunt curioasă.
Nu, n-are, eu nu simt nimic deranjant. Și asta știți că eu sunt destul de pretențioasă și de mofturoasă în privința mirosurilor, dar nu. Pare parcă așa o urmă de miros de bere. Dar nu, nu e ceva deranjant sau greu de suportat. Acum mă uit. Era mișta foarte mult în zona ochilor pentru că sunt obișnuită să vin cu un anticearc. Dar cred că machiajul de zi cu zi, dacă nu ai reale probleme cu cearcănele, cred că este suficient să aplici și fund de ten. Mi se pare că acoperă destul de bine. Are o acoperire bună. Și îmi place, da, îmi place aspectul, îmi place cum se vede în momentul de față. De fapt, azi că deja încep să observ că se strânge în liniile acestea de expresie. Este adevărat că încă n-am aplicat pudră. Mă bucur că mi se potrivește și nuanța. Apropo de asta, este 005, nuanța mea, cea mai deschisă. Mi se pare că mai au încă 4 nuanțe mai închise, dar îmi place. Eu am un ten destul de alb și nu mi este greu să găsesc un fond de ten care să mi se potrivească. Așa că mă bucur că s-a întâmplat. Acum o să mai aplic și anticearcănul, tot acesta la Catrice. Apoi voi fixa totul cu puțină pudră pentru că vreau ca astăzi, în prima dată când îl folosesc, să-l folosesc așa cum probabil ar trebui el folosit și anume fixat cu pudră. Iar apoi, mai târziu, peste câteva ore, ne vom revedea pentru a trage niște concluzii despre felul în care s-a comportat pe întreaga durată a zilei. Aproximativ 8 ore de când am aplicat fondul de ten pe față și din această cauză s-ar putea să nu am o lumină tot mai bună pentru că afară este deja întuneric. Prin urmare, nu știu cât de bine se vor observa schimbările pe care le-a suferit machiajul meu pe durata zilei. Vreau să vă spun că la prima aplicare mi-a plăcut. Mi-a plăcut cum s-a așezat pe ten, mi-a plăcut faptul că a avut un aspect uniform, mi-a plăcut felul în care aspectul pe care l-am avut imediat după aplicare, unul natural, deși mat, nu exagerat, în sensul că n-a avut un aspect de acela făinos sau încărcat. Mie, spre exemplu, mi este teamă de multe ori la fondurile de ten matifiante. Fix de acest lucru, că nu cumva să pară tenul foarte încărcat și să aibă așa un aspect deloc natural. Nu s-a întâmplat asta. Așa cum spuneam, mi-a plăcut destul de mult cum s-a așezat pe față. Vă spuneam eu că începuse deja să se strângă un pic în linie de expresie, în ridurile fine, dar după ce am aplicat pudră, s-a rezolvat acest lucru. Acum, după ce au trecut atâtea ore de la aplicarea fondului de ten, voi lua o oglindă pentru... Bine, eu mi-am mai analizat puțin tenul și înainte de a da drumul la cameră, însă, evident, pentru a-mi aminti toate aspectele, mă voi privi din nou în oglindă pentru a le lua pas cu pas. Prin această zonă mi s-au dilatat pori, lucru care nu prea mi se pare în regulă, mai ales pentru că mă gândesc că, fiind un fond de ten matifiant, s-ar adresa în principal tenurilor, persoanelor cu un ten gras. Și atunci, dacă ai tenul gras, să mai ai și un fond de ten care să accentueze porii dilatați nu prea este în regulă. Eu nu prea mă confrunt cu această problemă, tocmai de aceea mă surprinde un pic că parcă am senzația că fondul acesta de ten îmi accentuează, poate chiar îmi creează o problemă cu care nu prea mă confrunt în mod obișnuit. Mai departe, vorbeam despre faptul că ar fi waterproof, că ar avea o rezistență de 24 de ore. Chiar scrie foarte mare pe el, 24 de ore. Nu. Nu este așa.
Și o să vă spun și de ce. Spre exemplu, eu, astăzi, în timpul zilei, am purtat și ochelari de soare la un moment dat. Nu i-am purtat foarte mult, cred că pentru aproximativ jumătate de oră. Ei bine, în zona aceasta, unde s-au sprijinit ochelarii, să zicem, fondul de ten a fost îndepărtat, dar cu totul. Atât de îndepărtat, încât am pe aici, pe undeva, mi s-a strâns, practic, fondul de ten care era pe zona unde s-au ajutat ochelarii, s-a mutat undeva în sus și mi s-a strâns în zona aceasta mai mult fond de ten. Deci această rezistență a lui atât de îndelungată, sper că nu prea este valabilă. Îmi place că după ce am aplicat acea pudră, el nu s-a mai strâns în linii. Mă uit, pe exemplu, aici în liniile din jurul gurii, chiar arată foarte bine pentru momentul acesta în care ne aflăm. Nu s-a strâns absolut deloc. Deci, ca minusuri, cam acestea ar fi faptul că nu este atât de rezistent pe cât spun ei, din contră. Parcă se dă un pic... apropo de asta, am avut la un moment dat senzația de mâncărimen de pe aici, prin zona nasului. În momentul în care am dat să mă scarpin, m-am trezit că am luat jumătate din fondul de ten de pe nas pe deget. Deci nu prea asta cu rezistența la transfer, nu. El costă în jur de 30 lei. 32 de lei, 33, depinde de unde îl găsiți. Și atunci nu poți să ai pretenții exagerate. Până la urmă contează și funcție de tenul fiecăruia, adică s-ar putea ca experiența voastră cu acest fond de ten să fie una total diferită de a mea, să vă placă foarte mult sau să nu vă placă nici măcar atât cât îmi place mie. Ca o concluzie generală, pentru un fond de ten care costă, v-am zis, în jur de 30 de lei, este ok. Obții un aspect nu mat neapărat, mai degrabă natural, aș zice eu, adică nu e nici ceva strălucitor, dar nu mi se pare nici foarte mat. Vorbesc eu, care am un ten normal în cea mai mare parte a timpului, cu această tendință de îngreșare în zona T, acum când vin căldurii. Prin urmare, eu cred că îl voi mai folosi. Consider că este un fond de ten bun pentru banii pe care îi cer. Cred că cam asta ar fi concluzia, că este un fond de ten bun pentru banii pe care îi cere. Nu este atât de bun pe cât așa cum este el prezentat, nu rezistă atât de mult, nu este atât de matifiant pe cât spune. În privința felului în care acoperă, v-am spus, are o acoperire bună, doar că nu este deloc rezistent la transfer. Apropo de asta, că am mai sesizat undeva și aici. Eu am aici un coș. Dimineața, când am plecat fondul de ten, mi-a fusese acoperit foarte bine acel coș, doar că, la fel, din momentul în care mi-am pus ochelarii la ochi, cumva ochelarii au ajuns și prin zona aceasta și fondul de ten mi-a fost șters, iar coșul a devenit mult mai evident după. Este un fond de ten ok, zic eu, pentru un machiaj de zi cu zi, care nu are mari pretenții. Cam așa sunt primele mele impresii în legătură cu fondul de ten de la Catrice. Dacă l-ați testat și voi, ar vrea să-mi spuneți cum mi s-a părut vouă. Dar de asemenea, așa cum anunță și titlul acestui clip, mai am de făcut un anunț. Din păcate, pentru băiatul care câștigase agenda pe care o pusesem eu în joc, nu am dat de el. L-am așteptat, cred că în jur de vreo săptămână. I-am scris inclusiv pe YouTube, acolo unde el mi-a scris că dorește să participe. L-am anunțat că este câștigătorul, că rog în 24 de ore să-mi trimit adresa. L-am așteptat, cred că vreo 72 de ore, nu mi-a dat niciun semn. Într-un fel îmi pare foarte rău pentru el, pentru că, exact așa cum vă spusesem, eu îmi scrisese că și-ar dori să o facă cadou surorii sale mai mici și m-a bucurat într-un fel ideea de a face fericiți doi oameni în același timp. N-a fost să fie, nu știu ce s-a întâmplat cu el, îmi pare tare rău pentru el, doar că în momentul de față mi-a recuperat bolul, pentru că întotdeauna fac așa atunci când organizez aceste mici concursuri. Nu arunc bilețelele până în momentul în care nu mă contactează persoana câștigătoare,
tocmai pentru că iau în calcul varianta în care poate persoana respectivă s-a anxiat concurs dintr-o joacă și nu mă urmărește în mod frecvent sau Dumnezeu știe din ce alte motive, nu se mai întoarce pe rețele de socializare unde sunt eu și nu află că a câștigat. Așa că haideți să fac extragerea și aș ruga persoana în cauză să mă contacteze în 24 de ore ca să pot și eu să scap de acest bol, să nu mai țin pe aici ocupat cu bilețele. Haideți să repet. Numele este Sabina Circiu, da, cred. Să-ți dau mai aproape să... Haide, te rog frumos, focalizează. Nu vrea sub niciun tip să focalizeze. Gata, cred că acum. Deci Sabina Circiu. Vă mulțumesc mult pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și ne revedem curând. Pa, pa!